exprimă cu toții că, datorită situației actuale, aceste nenorocire de pandemie, nu am reușit să organizăm acea împărțire cu orașul Arenii Noi. De fapt, dumneavoastră ați aprobat puterea de Consiliu în anul 2020, în luna iunie, dar întrucât domnul primar este la primul mandat, domnul Zelenski, la fel, de fapt, întreaga delegație au fost ieri la o împărțire cu municipiul Vaslui. Am hotărât ca astăzi, în cadrul ședinței de Consiliu, să punem bazele acestei împărțiri, să semnăm documentele necesare pentru a încerca o colaborare între Arenii Noi și Primăria Tărunea. Sigur, pentru noi este o mare, dar prin faptul că ați adus la sucurașul dumneavoastră pentru această încălzire și este o mare și o apreciere la același timp că pentru a alege orașul Tărunea ați analizat foarte bine probabil și zona și prietenia dumneavoastră cu noi și municipiul Vaslui fiind un municipiul reședință de județ, la fel este o mare făcută comparație între Târgunea și municipiul Vaslui, asta înseamnă că și Târgunea este undeva acolo pe harta orașelor mari, chiar dacă nu suntem reședință de județ sau municipiul în cadrul de Târgunea. Așa că o să semnăm în acest protocol, după care delegația împreună cu cei doi colegi, împreună cu restul delegației, vor intra în programul care l-am organizat noi și l-au luat cu profesor Vălan până când semnăm noi ședința de Consiliu, după care am să mă alătur și eu împreună cu domnul Brescu sau care doriți dumneavoastră să mergem la o discuție în afara sării de ședință. Domnule primar, înainte de a semna acest protocol, vreau să vă rog să răspundeți câteva cuvinte, după care vă dau cuvântul domnului vicepreședinte.